colegi din presă. La ora 11 am avut o întâlnire cu colegii din minister responsabili pe biodiversitate și vânătoare, cu colegi din conducătoarea instituțiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și cu colegi din Autoritatea Națională Veterinară. Această ședință era programată de la începutul săptămânii trecute, pentru că de la preluarea mandatului nu a fost săptămână în care să nu avem incidente sau probleme cauzate de urs. Iar după evenimentul nefericit, de sâmbătă seara, când a trebuit opinia publică să asiste aproape în direct la agonia unui urs rănit pe marginea drumului, m-am tot întrebat pe parcursul zilei de ieri cât de cinic și inuman poți fi să asiști atât de multe ore la agonia unui animal sălbatic rănit. Am convocat pentru această dimineață această întâlnire să vedem exact ce s-a întâmplat și unde s-a greșit pe lanțul deciziilor de sâmbătă seara până ieri, duminică la ora 11, când abia ieri la ora 11, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit solicitarea de la autoritățile locale din județul Harghita pentru acel aviz de recoltare a ursului rănit. După cum bine știți, la ora 11 a venit solicitarea, la ora 12 Ministerul Mediului a emis avizul de recoltare a acelui urs. Dar repet încă o dată, astfel încât să, ca opinia publică să fie foarte bine informată. În situații excepționale sunt măsuri excepționale care pot fi luate, iar autoritățile locale din județul Harghita aveau la dispoziție cadrul legal încât ar fi putut acționa de sâmbătă seară. Hotărârea de guvern 232 pe 2010 stipulează foarte clar care sunt atribuțiile DSV-ului local, jandarmeriei, autorităților din cadrul Ministerului Mediului, reprezentanții fondului de vânătoare, astfel încât medicul veterinar ar fi trebuit, de la momentul accidentului, să administreze doza de tranquilizant ursului rănit, pentru a elabora acel raport privind starea de sănătate a animalului și a vedea exact care este soluția în ceea ce îl privește. În urma unui control, evident, acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate, iar a doua zi dimineață, opinia publică a văzut care este nivelul de implicare și de asumare a deciziilor privind instituțiile publice. Din păcate, am văzut cu toții că nu au fost o normă privind timpii de intervenție a instituțiilor în acest caz. Am sesizat cu toții că în weekend este mai greu să dai de cei responsabili din județele țării care în mod normal ar fi trebuit să operaționalizeze aceste reglementări din HGO 232 pe 2010, la fel cum lipsa de răspundere și fuga de asumare, am senzația că au devenit în ultimii ani, în guvernarea social-democrată, aproape atribute principale de lucru. Astăzi, cu colegii din minister, cu cei din structurile Ministerului de Interne și cei de la ANVSA, am stabilit că astăzi vor fi transmise adresele oficiale pentru constituirea grupului de lucru de modificare a lui 557 pe 2016, astfel încât la nivelul județelor să avem comitete județene de urgență, astfel vom procedura și vom operaționaliza mult mai bine tot ce înseamnă intervenția în astfel de cazuri. M-am tot gândit și am întrebat în această dimineață pe colegii prezenți la întâlnire cam cum ne-am fi descurcat, mă refer la instituțiile din subordine de la nivel județean, dacă aseară la Bradu, în județul Sibiu, acel urs nu ar fi fost accidentat mortal. Pentru că la cum au intervenit în județul Harghita și am văzut acolo lipsa de asumare a deciziilor și de implicare, astăzi cu siguranță cred că am fi făcut turul mapamondului cu acest caz.
Deci, pe 5-5-7 pe 2016, odată modificat, vom avea și timp de intervenție stabiliți. Vom ști exact cine, când și cum trebuia interveni de la primele ore ale accidentului, să nu trebuiască să treacă peste 10 ore când la Ministerul Mediului a venit o solicitare care, conform legii în vigoare, nu ar fi trebuit să ne parvină pentru că aveau cadrul legal să acționeze la fața locului. Vă repet încă o dată și rezonez cu opinia publică care a fost oripilată de acest comportament inuman la care a fost supus, din păcate, acel animal sălbatic. Dacă sunt întrebări, vă stau cu mare dragă la discuție. În contextul în care ați dat acel aviz prin care ursul ulterior a fost împușcat, în acel aviz, ce anume scria? În documentele pe care le-ați primit pentru a elibera avizul. Adică a fost consultat animalul, nu mai era nicio șansă să fie ținut în viață sau a fost o decizie luată rapid? Avizul de recoltare a unui urs se elaborează și se dă în baza unui proces verbal semnat de toți cei implicați, de la medic, veterinar, instituțiile Ministerului Mediului sau cele din cadrul Ministerului Interne,